Haideți să mai vedem o aplicație. Problema numărul 3, din nou să se determine câtul și restul împărțirii polinomului f prin polinomul g, dacă, la primul subpunct, avem două polinome f și g cu coeficienți numere complexe și de nedeterminată x, în care f este x la 4 plus ix la 3 plus 1 minus ix plus 2, iar c este x pătrat minus i ori x minus i. Haideți